Salutare toată lumea și bine m-am găsit la Turul Camerei ediția 2017. Am făcut și anul trecut prin octombrie Turul Camerei și a venit timpul să-l facem și anul acesta. Asta e așa un mic tur al camerei, dar o să vă prezint cam majoritatea chestiilor. Ok, hai să începem. Ok, băieți, hai să începem de aici. Aici este un film care nu l-am văzut niciodată și vreau să-mi-l pun acum, dar am zis că na, trebuie să filmezi turul camerei, că mi-a zis. Aici am un stick de la o tastatură mai veche, aici cheile de la casă, aici cel mai important lucru pentru mine, driverele de la placa de bază și Windows 7 Service Pack 1, adică Windows-ul pe care îl folosesc eu. Un adaptor. Aici ceva tentativă de clepsidră, asta au fost vechiul meu trepied la cameră. Și penal și nici șervețele, adică în caz trebuie să-mi supru mochii sau să mă șterg sau alea. Aici cheltama mea cu care nu mai joc, dar a picat markerul. Hai să-l punem înapoi. Stai acolo așa, hai să facem niște trick-uri cheltama mai cu mâna stângă, deci nu cred că o să pot să fac nu știu ce. Se fac cu mâna stângă acum aia. Nu pot să fac cu mâna stângă. Ia să mut telefonul în cealaltă mână să vă fac câteva trick-uri. Fac ceva demonstrație acum, bă. Ok, greu, greu. Ok, gata, am schimbat, hai să vedem. Mamă, mamă, ce profesionist, mamă, mamă, știți voi, nu mai știu să fac tricuri. Mamă, ce profesionist, nu știți voi așa ceva, mă. Ok, hai spun asta aici, să nu fac prea mult deranj când fac turul camerei. Aici încă, să-i stick Bluetooth, de fapt, ăsta e Bluetooth. Adică, îl bag în calculator, mă conectez cu căștile wireless, adică să scot și wireless, pot să scot chestia de acolo. Și mă conectez și mă pun în pat și mă uit la film cu căștile, ca să nu deranjez vecinii cu boxele. Aici pușculiță, aici îmi pun toate resturile sau ce mai am pe aici. Cred că am vreo 200 de lei acolo sau nu știu. Nu mai am mult că i-am cheltuit pe altceva. Nu trebuie să știți voi pe ce. Oh yeah, mamă ce bogată-s, mamă, mamă ce bogată-s, mamă, mamă ce bogată-s. Glumeam. Aveam mai mult, aveam vreo 5 milioane și ceva, dar i-am cheltuit. Aici un procesor, nu știu dacă se poate observa, dar este un Intel Celeron de 1,8 GHz, care îl las acolo. E mai vechi și are niște pini, dacă se pot observa gen pini, vedeți? Și e foarte sensibil, dacă las mai să se pot îndoi pini și nu vreau să-l îndoi pentru că e super ok procesorul. Microfonul meu care filmez, monitoarele, cele două monitoare, acolo mi arată temperatura de la procesor și de la placa video, etc. Da, și acolo câteva videouri, adică două videouri care o să le vedeți. Căștile mele Medkit, da, Medkit fără EQM. Și wireless, dar eu le folosesc prin fir și le-am băgat în tastatură. Aici tastatura mea Razer Black Widow Chroma cu un sticker Prime Custom de la Kendama. Mouse pe dumneavoastră de la Genesis și mouse-ul meu Razer Dead Other Chroma. Deci scrie, dar nu se vede, mă rog. Așa e agățat în perete și e agățat cu trei cuie, deci poate să pice oricând, adică e destul de rezistent, dar poate să pice, adică uite, acum trag de el tare. Numai că se desprinde de aici, din spate, nu de alta. Dar așa, pip, solid, ia uite acum. Vedeți, deci e destul de solid. De că l-am îndoit. Uite, cum pot să-l pun și așa dacă vreau. Dacă nu mai am chef, adică dacă vreau să schimb ceva, pot să-l pun și așa, nu e nicio problemă, dar deocamdată e ok, așa zic eu. Cred că l-am pus drept, nu? E destul de drept. Ok, aici. Niște cutii, o tastatură de aia rezistentă la apă, mă, să știe ce. By the way, dacă mă întrebați ce este antena asta, este de la PC-ul vechi. PC-ul vechi care stă pornit 24 din 24. Că mai fac eu chestii pe el. Deci asta este 24 din 24 pornit, PC-ul de gaming. Care, da, puteți să vedeți și voi ce e aici, să scoatem chestia asta. Ok, și vă uitați și voi în el. Ok, v-ați uitat destul, gata, nu vă mai interesează. Ok, calculatorul vechi, după cum am zis. Aici setup-ul de la PC-ul vechi. Oh, swag as fuck, swing as fuck, swag as fuck. Ce are, mă, ce are, mă? Bă! Așa, swag as fuck. Swag as fuck, swag as fuck. Ok, nu vorbim aici de la. Aici sunt chestiile mărunte, adică uite aici.
cum ar fi, am un stick, nu se focusează, a, ba da, am ceva stick, nu pot să-l întorc, și multe chestii mărunte, uite, un șurub, ceva acolo, o chestie de asta pentru microfon, mi se pare că e asta, adică bagi aceea mufaia mai mică, jack, și eu mi-o fac de asta mai mare, mă rog. Și multe chestii mărunte. Uite, o plăcuță de RAM care nu mai am nevoie de ea. E de 4 GB, mi se pare, asta e, să văd unde scrie. Uite aici. Da, e de 4 GB. Și încolo chestii care nu știu dacă vă interesează așa de mult, adică un ventilator care mai folosesc când e cald, acum nu e chiar așa de cald. Volanul meu vechi. Și acolo multe DVD-uri și CD-uri cu desene de când eram mic. Acolo ceva jocuri de Monopoly, Piticot. Și multe alte jucării de când eram eu mai mic. Aici am patul ăsta, am țin multe chestii. Asta e placa mea video veche cu care m-am, de fapt nu m-am apucat cu asta de YouTube, m-am apucat cu GTX 460 de YouTube. Cu asta mi-am cumpărat-o după 460 și după asta mi-am cumpărat asta care eu am acum. Aici acum mai am chef să lucrez pe la calculatorul vechi, să mai fac ceva, că eu lucrez foarte mult la calculatorul vechi, adică am făcut și un cable management foarte șmecher acum. I-am schimbat multe chestii și da, mai mă joc eu pe acolo pe la el când n-am ce face. Da, aici o baterie externă, stai să o iau. Uite, cu o lanternă, băieți, deci dacă vă întrebați dacă are lanternă, dar are și lanternă. Vă vorbesc să moară mama, uite, Nicu, bă, ești prost cum se vede, bă, coaie, ne. Ia. What the fuck, cum se vede? Ce filtru, șmecher? Lol. Cum se vede așa, gen, se vede negru un pic, mă rog. Și cam atâta, băieți. Cam atâta e camera. Da, băieți, sper că v-a plăcut turul camerei. Cam atâta am avut de prezentat, n-am avut mult, pentru că multe chestii se repetă, adică n-a, ce rost avea să mai prezint imprimanta, pentru că toată lumea știe imprimanta mea. N-avea niciun rost să o prezint. Așa că da, băieți, sper că v-a plăcut, ați să mă filmez așa tot ca barosan. Ce dracu, ok, nevoie. Sper că v-a plăcut acest episod, fraților. Dați și voi un like și un subscribe. Salut!